În contextul apropierii sezonului rece, Registrul Auto Român informează despre modul de inscripționare a anvelopelor de iarnă conforme, așa cum prevede legislația de circulație în vigoare. Conducătorii auto trebuie să știe că, indiferent de denumirea lor comercială, anvelopele care sunt marcate cu literele M și S, însemnând noroi și zăpadă sub forma M plus S, M.S. sau MNS, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră. Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă prin ordonanța guvernului acum 11 ani. Aspectele privitoare la utilizarea anvelopelor de iarnă nu au suferit modificări de la acel moment. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data calendaristică la care se face deplasarea, anvelopele marcate cu literele M și S nu riscă să fie sancționați contravențional.